Bun găsit la specialiști în sănătate. Ce vedem astăzi? Displaziile de coluterin, acele modificări anormale ale mucoasei cervicale, care nu înseamnă neapărat cancer, dar la un moment dat se pot maligniza. Radiologia digitală în stomatologie și sindromul de gură uscată, într-o nouă rubrică la dentist cu dr. Leahu. Calitățile curative ale crușinului și o mască naturală de sezon cu efecte spectaculoase asupra tenului. La rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu. Displaziile de coluterin, adică modificările anormale ale mucoasei colului, chiar rănile care nu înseamnă neapărat cancer, dar care la un moment dat se pot maligniza. Simptomele displaziilor de coluterin, factorii de risc, diagnosticarea, tratarea și ce se poate întâmpla dacă nu se intervine în astfel de cazuri. Explică pe larg dr. Marian Iliescu, medic primar, obstetrică ginecologie, oncoginecologie și senologie. Deci vorbim despre displaziile de coluterin, care de fapt sunt niște leziuni ale colului, se mai numește displazii cervicale, iar în deopște sunt cunoscute de populație ca rană pe col. Această categorie de patologie este extrem de importantă și dacă ne gândim de-a lungul timpului, abia pe la mijlocul secolului XIX s-a făcut conexiunea, legătura directă între aceste displazii și cancerul de coluterin. Trebuie spus că e o chestiune legată și de nivelul de dezvoltare a unei țări și de nivelul de educație medicală, sanitară a populației, deoarece în țările bine dezvoltate, cam 5% din aceste displazii ajung să dezvolte sau se dezvoltă în sensul unui cancer de coluterin, pe când în țări mai puțin dezvoltate, cam 20-30% din aceste răni pe col ajung la un cancer invaziv al colului uterin. Deci este o diferență semnificativ mai mare. Și asta rezultă din faptul că programele de screening, deci de depistare a acestor stări, acestor displazii, care sunt un fel de precursoare a cancerului de coluterin sau precancere, cum au fost numite la un moment dat, acum peste 100 de ani, sunt depistate târziu sau deloc. Și atunci este depistat direct un cancer invaziv, de cele mai multe ori, sau uneori, mai bine spus, într-un stadiu avansat, când și rezultatele terapeutice nu mai sunt cu intenție de curabilitate, ci numai de prelungire a vieții mai mult sau mai puțin. Aici, dacă ar fi să vorbim despre istoria acestor displazii, avem o prezență românească foarte importantă care trebuie menționată neapărat. E vorba de medicul ginecolog Aurel Babeș, care a imaginat pentru prima oară cea mai eficientă metodă de screening, și anume această citologie care ulterior a fost perfecționată ca sistem și implementată de Papa Nicolau și a rămas cunoscută mai mult sub numele de Papa Nicolau, dar de fapt este metoda, măcar noi spunem metoda Babeș-Papa Nicolau. Se bazează pe faptul că celulele anormale ale colului uterin au un liant intercelular mai slab decât celulele sănătoase și care, cu un anumit dispozitiv, în momentul de față se folosesc niște periuțe moi, se recoltează aceste celule prin ștergere, care puse pe niște lame colorate și fixate arată morfologia lor. Este cel mai eficient sistem de screening și cu rezultatele cele mai bune, socotind prin prisma preț-eficiență. Este foarte ieftin și orientează diagnosticul aproape în cele mai multe cazuri. Sunt și eșecuri.
legate de această metodă, care țin de acuratețea recoltării, de priceperea celui care recoltează, de examene mai puțin corecte făcute de cel care interpretează sau prelucrează aceste lame, precum și, oarecum interesant, de frica de malpraxis al citologilor care examinează aceste lame, care unii dintre ei sunt tentați să dea un rezultat mai grav decât este, de frică să nu fie acuzați că n-au observat o leziune care ulterior, peste ani de zile, a dus la un cancer de col uterin. Ca și factori de risc în aceste displazii, trebuie menționat factorii generali, cum sunt fumatul, folosirea anticoncepționalelor hormonale, toate stările patologice care deprimă imunitatea, cum sunt cei transplantați cu organe sau bolnavi de HIV și așa mai departe, dar sunt și factori locali extrem de importanți care favorizează apariția acestor displazii. De aici aș menționa, în primul rând, debutul precoce al vieții sexuale, deci la adolescente sau în post-adolescență, când mucoasa colului, unde se localizează această leziune, este imatură, nu e suficient de bine definitivată ca structură și este foarte vulnerabilă. Apoi, frecvența ridicată și cu parteneri multipli a contactelor sexuale și sexul neprotejat, evident. Trebuie știut că în această situație condomul, prezervativul nu este infailibil, adică protejează în proporție de 70-80%. Mărimea virusului, care o să vedem că provoacă această leziune, este foarte mică și poate permite trecerea prin structura condomului. Ca și simptomatologie, este foarte necaracteristică simptomatologia acestor leziuni, și iar din această cauză ele sunt descoperite uneori întâmplător, când femeia vine pentru o cu totul altă cauză, dar trebuie menționat faptul că o sângerare neobișnuită, deci în afara sângerii menstruale, o sângerare după un contact sexual sau atunci când își face o toaletă, o durere difuză la traumatism, la oboseală sau chiar la contactul sexual, o secreție modificată, atât ca aspect, miros, sanguinolentă, cum spunem noi, cu aspectul de spălătură de carne, poate trezi o suspiciune și poate determina o femeie să se adreseze unui medic specialist ginecolog să vadă despre ce este vorba. Trecând la ceea ce înseamnă stabilirea diagnosticului cu cea mai mare acuratețe, trebuie să spunem că un pas înainte a fost, în afară de screeningul bazat pe citologie pe care l-am menționat, intră în discuție descoperirea, nu de foarte multă vreme, a unui virus, este acum foarte cunoscut, HPV-ul, Radiologia digitală în stomatologie, extrem de eficientă, dar neutilizată încă pe scară largă în România. Sindromul de gură uscată, un simptom al unei boli a cavității orale sau al unei afecțiuni din organism. Aflați imediat ce beneficii are radiologia digitală și cum influențează diagnosticul. De asemenea, care sunt cauzele sindromului de gură uscată și cum se tratează. În rubrica La dentist cu Dr. Leahu.
Bun găsit! Atunci când vine vorba despre radiografii dentare, multe persoane sunt reticente și ar prefera să nu ajungă în situația în care au nevoie de una. Datorită noilor tehnologii, radiografiile dentare digitale nu mai reprezintă o problemă. Ca și comparație, atunci când folosiți cuptorul cu microunde sau zburați cu avionul, vă expuneți unei cantități mult mai mari de radiații. Așadar, radiațiile sunt prezente pretutindeni, pornind de la lumina soarelui, unde radio, microunde, până la alimentele pe care le consumăm zilnic. Aceste tipuri de radiații nu sunt nocive atunci când sunt prezente în cantități mici. Aici se încadrează și radiografia dentară, necesară pentru evaluarea problemelor stomatologice. Radiografia dentară digitală este foarte sigură. Este mult mai eficientă ca și cea clasică, prin simplu fapt că putem mări imaginea după ce expunem pacientul la radiografiile dentare. Oferă cele mai fine detalii pentru medicul stomatolog pentru un tratament cât mai bun. Medicul stomatolog, obținându-și toate informațiile, poate să conducă tratamentul într-o zonă mult mai sigură. Senzorul digital este mult mai sensibil la fotonii radiațiilor röntgen și atunci efectiv timpul de expunere durează mai puțin. Durează tot în jur de 9 secunde cu expunerea pacientului, cu apariția filmului la nivelul softului pe care îl folosim. Cele mai recomandate radiografii dentare sunt radiografia retroalveolară și radiografia panoramică. Radiografia retroalveolară este cea mai simplă investigație radiologică. Evidențiază dintele în întregime, cuprinzând coroana, rădăcina și osul în care aceasta este ancorată. Radiografia panoramică cuprinde ambele arcade dentare și furnizează pentru medic o imagine de ansamblu a situației clinice a pacientului. Pentru realizarea unei astfel de radiografii, pacientul poartă echipament de protecție din plumb și este poziționat de către asistenta de radiologie dentară cu capul la nivelul unui aparat ce se va roti în jurul acestuia în momentul expunerii. Pacientul intră la nivelul sălii de radiologie cu un șorț care este destul de greu, dar conține plumb și ne protejează zona toracală, efectiv și zona tiroidei pentru a nu iradia glandele. Așadar, radiografia dentară digitală este foarte sigură, utilizează cu 80% mai puține radiații, iar timpul de expunere este de doar 9 secunde. Cât privește timpul petrecut în clinică? Întregul proces durează în jur de 5 minute, un proces care nu necesită programare. Durează 5 minute efectiv intrarea pacientului în sala de radiologie cu pregătirea lui și developarea necesară. Acest tip de radiografie dentară este mult mai eficient decât cel clasic, iar imaginea poate fi mărită pentru observarea celor mai fine detalii. Astfel, medicul stomatolog poate identifica toate informațiile de care are nevoie pentru realizarea unui tratament corect. Dacă senzația de gură uscată apare frecvent, pe lângă faptul că poate fi extrem de neplăcută, poate avea și efecte negative asupra cavității orale. Deși ai putea să crezi că este o afecțiune banală, care se rezolvă de la sine, trebuie să știi că nu este deloc așa. Iată care sunt principalele semne care ar trebui să te determine să faci o vizită la cabinetul stomatologic. Sindromul gurii uscate se manifestă mai ales la pacienții în vârstă printr-o diminuare a cantității de salivă. Și atunci avem senzația că trebuie să bem tot timpul câte ceva, mai ales atunci când vorbim, și are un impact foarte puternic asupra cavității orale, pentru că fără salivă, atunci dinții noștri sunt expuși tot timpul la riscul de a face carii. Și întotdeauna la genul acesta de pacienți vedem că dinții sunt afectați aproape în procent de 100% de carii dentare. Sindromul gurii uscate mai poate avea ca și cauză principală fumatul, în general la pacienții care fumează și sunt fumători activi, care fumează peste un pachet de țigări pe zi și pentru o perioadă lungă de 10-15 ani, în general manifestă această salivație scăzută și implicit o explozie a cariilor în cavitatea orală. De cel mai multe ori scăderea în cantitatea salivei este asociată și cu o respirație urât-mirositoare. Deci există legătură între fumat și scăderea cantității de salivă. De asemenea, se mai întâmplă pentru pacienții care au suferit de cancer și care au trecut prin chimioterapie sau radioterapie, iarăși pentru acest gen de pacienți există acest efect secundar în care
pur și simplu glandele salivare nu mai funcționează cum ar trebui și nu mai oferă cavității orale saliva atât de importantă, mai ales pentru sănătatea întregii guri, pentru că în salivă există elemente care funcționează împotriva bacteriilor. Așadar, sindromul gurii uscate apare atunci când glandele salivare nu mai funcționează corect. Acest lucru poate fi cauzat de stres, de procesul de îmbătrânire sau de consumul de alcool și tutun. O soluție destul de simplă. Există un înlocuitor de salivă și de asemenea există și produse care stimulează salivația. Acestea sunt produse profesionale pe care în general le recomandăm atunci când pacientul se prezintă la noi în clinică și diagnosticăm această problemă. Oricare ar fi cauza însă, controlul periodic din 6 în 6 luni vă poate ajuta să aveți o bună sănătate orală și un zâmbet frumos. Am ajuns la final. Ne găsiți și pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Vă aștept și săptămâna viitoare cu noi subiecte. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află întotdeauna un dentist bun. Proprietățile terapeutice ale crușinului și o mască naturală pe bază de kiwi, ou și ulei de măsline, bună de aplicat în prag de primăvară. La rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu, imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Crușinul, arbustul care crește pe marginea râurilor, în luminișuri și păduri cu umiditate crescută, are calități curative redutabile. Substanțele active din scoarță, ramuri tinere, frunze și fructe au efecte într-o gamă largă de afecțiuni. O mască naturală pe bază de kiwi, ou și ulei de măsline curăță în profunzime pielea feței, o hidratează și o împrospătează. Calitățile curative ale crușinului și secretele măștii pentru ten la rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu. Bine v-am regăsit la rubrica de remedii naturiste! Vă propun să vorbim astăzi despre crușin. Este vorba de un arbust cu proprietăți terapeutice remarcabile, din păcate prea puțin cunoscute de oameni. Frunzele sunt eliptice, ovale, ascuțite la vârf, iar fructele sunt mici, sferice, de culoare violet închis atunci când sunt coapte. Crușinul înflorește în luna mai sau iunie, iar florile sunt de culoare alb-verzui și cresc în buchete mici. Scoarța de crușin este lucioasă, de culoare brun-cenușie la exterior și galbenă la interior, cu pete alb-cenușii. În scop fitoterapeutic se utilizează coaja trunchiului și ramurile, iar recoltarea se face în perioada martie-mai la arbuștii de peste 2 ani. Grație pigmenților pe care îi conțin, fructele și scoarța de crușin sunt folosite pentru colorarea naturală a textilelor. Coaja arbustului are însă un conținut bogat în principii active benefice pentru sănătate. Printre altele, aici se regăsesc în concentrație mare minerale, vitamine, mucilagii, rășini și acizi grași. Oamenii de știință au constatat că substanțele din scoarța de crușin au acțiune curativă în mai multe afecțiuni. Scoarța de crușin se administrează cu succes în cazurile de constipație, hemoroizi, leziuni rectale, precum și în urma intervențiilor chirurgicale asupra anusului. Efectul puternic de curățare a intestinelor transformă crușinul într-un excelent laxativ și vermifug. Fiind și un excelent antioxidant, crușinul este recomandat și în curele de detoxifiere a organismului. Frunzele și scoarța de crușin stimulează secreția biliară și au acțiune protectoare și regenerantă asupra ficatului. Fructele au acțiune protectoare, regenerantă și antioxidantă și au o acțiune relaxantă asupra musculaturii intestinale. Pentru uz intern, crușinul se administrează sub formă de infuzie sau de copt. În constipație, acțiuni hepatobiliare, obezitate, celulită, tulburări de circulație a sângelui, paraziți intestinali și hemoroizi. În uz extern, sunt aplicate comprese cu ceai de crușin, ori se fac băi locale în cazuri de plăgi, hemoroizi, piodermită și râie.
Atenție! Coaja de crușin nu se consumă în stare crudă, din cauza că poate provoca reacții adverse violente, precum diaree cu sânge, vărsături și colici severe. Atât despre crușin. A sosit momentul să ne ocupăm un pic de frumusețea tenului dumneavoastră și vă propun astăzi o mască naturală din ou, kiwi și ulei de măsline. Pentru a o prepara, aveți nevoie de 2 linguri de pulpă de kiwi, un gălbenuș de ou și o lingură de ulei de măsline. Amestecați totul foarte bine până când obțineți o pastă omogenă pe care o aplicați pe față, gât și decolteu. Lăsați să acționeze circa 20 de minute, apoi clătiți cu apă călduță. Pentru un rezultat foarte bun, aplicați această mască naturală în fiecare seară, timp de o săptămână. Are ca efect curățarea pielii în profunzime, hrănirea și împrospătarea. Ne apropiem de final și a sosit momentul să aflați câteva lucruri inedite. Știați că, în cazul suspiciunii de infectare cu HIV, prima doză medicamentoasă trebuie administrată în primele 24 de ore în cazul înțepăturilor și într-un interval de maximum 72 de ore în cazul contactului sexual? Știați că ricinul este cea mai otrăvitoare plantă de pe pământ? Câteva miligrame de ricin provoacă intoxicații foarte grave, iar o doză de 30 de miligrame poate fi letală. Astfel, o singură sămânță de ricin poate provoca moartea unui om. Știați că 70% dintre femei au nevoie de o stimulare directă a clitorisului în timpul penetrării pentru atingerea orgasmului? Atât pentru astăzi. Rubrica noastră a ajuns la final. Până la o nouă întâlnire, vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiști în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem sâmbăta viitoare de la aceeași oră. Până atunci, la revedere!